incident violent într-un spital din Iași. Un pacient a pus mâna pe un cuțit, a atacat o asistentă și a rănit un coleg de salon. Bărbatul a fugit apoi din spital. Incidentul s-a produs la spitalul Dr. Clune. Pavel Apostol era internat cu TBC și a fost prins de o asistentă cu o sticlă de vin în salon. Asistenta i-a confiscat-o, iar pacientul a devenit violent. Asistenta i-a luat sticla cu alcool. După aceasta a sărit cu un cuțit la asistenta de acolo. A intervenit și paza și chiar și un bolnav care în urma acestei altercații a fost tăiat cu acel cuțit la degetul mare de la mână. De frică, sigur că i-au dat sticla de băutură și când, după ce lua sticla, voia să coboare și s-a întâlnit cu un alt pacient, care, încercând să-l liniștească, a primit un cuțit. Incidentul a fost ținut sub tăcere de conducerea spitalului. Directorul a aflat abia astăzi ce s-a întâmplat. Bolnavul evadat este periculos și pentru că are TBC, pune în pericol și sănătatea celor din jur. Pentru că am fost anunțat foarte târziu, astăzi a primit un avertisment scris directorul medical, ce se afla și în gardă în acea dată. Echipa operativă s-a deplasat la locul indicat pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, iar la urmă vor fi luate măsurile legale ce se impun. Pacientul ar putea fi acuzat de lovire. El va fi condamnat doar după ce își va termina tratamentul la spitalul TBC. Numai șofer să nu fie.